În numele organizatorilor și tuturor celor prezenți aici în față, vreau să vă mulțumesc pentru disponibilitate și că ați dat curs invitației noastre la Clubul de Presă, în care vom discuta despre politici prietenoase pentru familie, ce avem, ce ne dorim sau ne propunem să facem și cum aceste politici prietenoase pentru familie vor schimba viața mai multor familii, copii mici din Republica Moldova. Societatea noastră pretinde că iubește copiii, că admiră părinții, că venerează familia, dar politicile până acum implementate în Republica Moldova arată contrariu sau are un mesaj opus. Pentru foarte mulți familii din Republica Moldova este tot mai greu și devine tot mai greu să asigure echilibrul dintre familie și dintre job sau dintre viața profesională și cea de familie. Iar acest lucru nu doar influențează negativ viața familiilor, dezvoltarea societății, dezvoltarea economiei, dar și viața muncii și productivitatea umană. Astăzi ne propunem să discutăm de la despre ce ar trebui să facem ca fiecare familie, din statutul său social, din aspecte financiare, din numărul dorit de copii sau numărul de copii pe care îl are, să se simtă liberă de a lua decizii, cine să stea în concediu de îngrijire a copilului, cât să doreze acest concediu, când să iasă la locul de muncă și, cel mai important, cum fiecare femeie din Republica Moldova să nu mai fie pusă în situația de a alege între carieră și familie, iar fiecare familie să nu mai fie pusă în fața alegerii numărului dorit de copii pe care vor să-l aibă pe viitor. Astăzi discutăm împreună cu autoritățile cele mai importante din Republica Moldova de a lua astfel de decizii. Avem reprezentanți și reprezentante din Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecție Sociale, avem parteneri de dezvoltare alături de noi, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, dar și societatea civilă, cei care încercăm să monitorizăm lucrurile și să venim cu noi recomandări. Vom discuta pe larg și veți avea posibilitatea, după fiecare discurs, în parte scurt, să adresați întrebări și să putem discuta pe larg, detaliat, amănunțit, cum susținem mai mult familie cu copii mici din Republica Moldova. O să dăm startul discursurilor pentru prima etapă, iar în a doua etapă vom avea o sesiune de întrebări și răspunde și răspunsuri. Le puteți adresa atât aici, cei care sunt pe loc, cât cred că și pe platformele și rețelele de socializare, dacă cineva cumva a dat foarte mult, dar nu a ajuns aici. Vom da start discuțiilor noastre cu Dan Perciun, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dar și președintele Comisiei Protecție Socială. Noi știm foarte bine că autoritățile, în ultimul timp, atât Parlamentul cât și Guvernul și-au asumat să îmbunătățească viața familiilor copii mici, dar și să asigure pe bune reconcilierea vieții de familie cu cea profesională. În ajun de Ziua Familiei, care se celebrează anual pe 15 mai în Republica Moldova, dar și la nivel internațional, în Parlamentul Republicii Moldova a fost înregistrat un proiect de lege care are menirea să ofere această flexibilitate familiilor, dar și să susțină familiile cu copii mici de a se integra, a reveni pe piața muncii și nu doar. Despre aceste aspecte și inițiative legislative, îi fac cuvântul domnului deputat. Organizarea acestui eveniment, într-adevăr, asigurarea unui echilibru între viața de familie și muncă este o provocare pentru mulți dintre noi, inclusiv la nivel personal. Și atunci statul ar putea să facă mai multe pentru a ajuta familiile care decid să aibă copii în a combina mai ușor viața de familie cu job. În acest scop am înregistrat un proiect de lege alături de colega mea Marina Morozova vineri, prin care ne propunem să venim în susținerea acestor familii printr-un set de măsuri. Deci, în primul rând, da, printr-o serie de măsuri. În primul rând vorbim de schimbări la codul muncii care să clarifice cum poate angajatorul oferi un regim flexibil de muncă pentru angajat. Devine tot mai popular lucru la domiciliu și alte formule de organizare a muncii, în așa fel încât angajatul să aibă mai mare flexibilitate în a-și combina viața personală cu cea profesională. Totodată considerăm că este tare important ca să permitem părinților să partajeze concediul de îngrijire a copilului. Noi nu prea avem o practică când o anumită parte de
concediu este luat de către mamă, cealaltă de către tată. Și atunci am vrut să creăm cadrul legal prin care acest lucru să devină posibil și să-l normalizăm. În așa fel încât dacă la o anumită etapă cariera uneia dintre părinți permite să stea acasă copilul, să poată să o facă, iar ulterior, până la cei 3 ani de zile de concediu, celălalt părinte se poate să preia rolul. Deci există mai mare flexibilitate și se devină mai frecvent în Republica Moldova situația când un an stă cu copilul tata, 2 ani stă mama sau invers, ceea ce astăzi nu este posibil și noi ne propunem să creăm prin acest proiect de lege. Totodată, din discuțiile cu mulți părinți, a existat solicitarea de a avea mai multe opțiuni de a lua indemnizația pentru îngrijirea copilului. Cunoașteți că în Republica Moldova sunt doar 2 opțiuni. Fie ție indemnizația pe 3 ani de zile cu 30% din salariul pe care l-ai avut până la ieșirea concediu, fie ție această indemnizație pentru 2 ani și 2 luni, dar atunci este un pic mai mare, 60% în primul an și 30% în al doilea an. Noi am considerat că este oportun să oferim și a treia opțiune pentru părinții care vor să iasă mai devreme la lucru și să oferim indemnizație în valoare de 90% din salariul pe ultimele 12 luni, dacă părintele alege să o ia pentru un an și pentru un an și două luni, până la vârsta de un an și două luni a copilului. Astăzi sunt mulți părinți care vor să iasă mai repede la lucru și atunci asta o să-i ajute să piardă mai puțin din venit în cazul în care au stat cu copilul un an de zile. Și nu în ultimul rând, din nou, recent, bine, ceva timp în urmă, s-a introdus concediul de paternitate, care a fost gândit ca o opțiune pentru tata să stea acasă 2 săptămâni, să se implice mai mult în viața familială și să beneficieze de sută. Aceste măsuri nu au fost poate pe deplin îndeplinită. Avem circa 1000 de tați, dacă mă duc bine aminte, care anual utilizează această opțiune. Și pentru ca noi să flexibilizăm iarăși, să deschidem ușile și să dăm mai multe posibilitate oamenilor să beneficieze de această facilitate, o să o acordăm până la un an de zile din viața copilului. Deci în primul an din viața copilului, tatăl va putea să-și ia concediu de paternitate timp de 2 săptămâni. Asta este prima gamă de măsuri cu care am venit acum. Nu o să ne oprim aici, dar pentru început, astea sunt principalele aspecte pe care dorim să le facem pentru a echilibra viața de familie cu munca și a oferi o mai mare putere de decizie până la urmă fiecarei familii să-și construiască această perioadă din viață cum consideră ei că este mai oportun pentru ei. În esență, asta vrem să facem, să le dăm oamenilor șansa și oportunitatea să decidă pentru sine cum este mai bine, să partajeze rolurile în familie și să-i susținem în cazul în care îți doresc să aibă această experiență ca tată, să stea acasă cu copilul, da? 2 săptămâni și să fie 100% achitat și așa mai departe. Totodată vreau doar foarte scurt, înainte să trecem la următorul vorbitor, să menționez un alt aspect, pentru că nu vorbim doar de echilibrarea vieții de familie cu munca, dar și de o situație destul de proastă în Republica Moldova, cu sărăcia în rândul familiilor cu copii. Familiile cu copii sunt cele mai sărace, în esență, 52% din cele mai sărace familii din țara noastră sunt familii cu copii. Și aici este foarte important reforma care a pornit pe ajutorul social, cu legea care a fost votată, cred că 2 săptămâni în urmă și urmând să modificăm și hotărârile de guvern în decurs de o lună, în așa fel încât să orientăm mai bine ajutorul social către familiile cu copii și el să fie și în cuant mai mare. Ori astăzi, cu regret, cu tot suportul care vine din partea statului, noi nu reușim să scoatem aceste familii din sărăcie. Ele continuă să fie acolo, în special cele care au 3 și mai mulți copii. Și atunci am considerat că este important să punem asta ca prioritate și să depășim o situație când fiecare a doua familie săracă este o familie cu copii. Asta este o tragedie cumva pentru țara noastră și pentru acei copii. Și atunci trebuie să facem mai mult pentru a-i susține și am pornit pe acest drum. Astea sunt, la moment, principalele inițiative din partea Parlamentului, din partea Guvernului, dar sunt și multe alte idei la care lucrăm și despre care cred că o să discutăm astăzi.
Mulțumesc frumos! Într-adevăr, politicile prietenoase pentru familii aduc beneficii nu doar familiilor, dar și angajatorilor și societății întregi. Și următoarea vorbitoare o avem alături de deputata Marina Morozova, care, pe lângă faptul că are 3 copii, mai este și a fost și antreprenoare, nu știu dacă așa cum este, până a fi deputată, și cred că cel mai bine știe și atât din perspectiva angajaților, cât și din perspectiva familiilor, ce înseamnă depunere, reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, și vreau să-i ofer cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru invitație și salutăm acest dialog de a informa cetățenii despre acest proiect de lege care cumva a fost gândit de către părinți, de către necesități, în colaborare cu mame, părinți care știu cât de nedrept este să împarți între viața profesională și cea de familie. Și cât este de greu să alegi până la urmă cum să faci. Să stai acasă cu copilul 3 ani, să stai acasă cu copilul 2 ani, să ieși la muncă când îți dorești ca să te menții pe piața muncii, să fii asigurat financiar. Și asta este într-adevăr o solicitare din partea părinților. Ca mamă eu cunosc ce înseamnă alegerea aceasta, pentru că cu cei 3 copii ai mei am revenit înainte de 3 ani la serviciu și știu cât este de greu să împini armonios viața de familie și cea profesională, și acest proiect de lege vine să ajute părinții noștri, să ne ajute pe noi femeile, care de obicei suntem cele care rămânem să gestionăm toate treburile casnice, și cumva acest proiect de lege vine să ajute în primul rând femeile. Mă bucur că după 30 de ani de la independență, Republica Moldova se vorbește despre implicarea taților în viața de familie, în îngrijirea copiilor, și ne bucurăm că avem colegi în Parlament care susțin și sunt prioritare aceste întrebări și sunt în agenda noastră. Potrivit statisticilor, majoritatea femeilor din Republica Moldova se confruntă cu decizia critică de a alege între carieră și viața de familie. Pe de altă parte, nu este o noutate faptul că implicarea femeilor în activitatea economică duce și la creșterea economiei și a standardelor de viață. Mă bucur că în acest proiect de lege s-a regăsit și punctul ce ține de flexibilitatea la locul de muncă. Pentru că codul muncii, de fapt, prevede o înțelegere între angajat și angajator, cum după necesități. Dar la noi este cumva o sintagmă de la 8 până la 5 sau de la 9 până la 6. Da? Și lumea nu este cumva deschisă să negocieze aceste aspecte. Pentru părinți este foarte important ca să ai timp să duci copilul la grădiniță sau să-l iai când este necesar. Așa că un părinte poate să solicite programul de lucru flexibil de la 8 până la 4 sau până la 5 ca să reușească să-și ia copilul de la grădiniță fără să alerge sau să poată îngriji de copil acasă, efectuând munca la distanță sau partajând munca la distanță cu cea în birou sau la serviciu. Deci, aceste prevedere din proiect, eu sunt sigură că vor ajuta foarte mulți părinți și deja avem mesaje de mulțumire și de încurajare, și foarte mulți părinți zic de ce acest proiect de lege nu a venit mai înainte, când aveam eu copii mai mici. Deci mă bucur tare mult că proiectul este salutabil și va ajuta părinții. Mulțumesc! Mulțumesc frumos pentru intervenție. Într-adevăr, atunci când vorbim despre reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, conform practicilor internaționale, vorbim despre măsuri
care au la bază trei piloni. Primul este cel de a flexibiliza conceptul de îngrijire a copilului, ca să fie cât mai flexibil pentru fiecare părinte și cu un element foarte important de a atrage părinții în tații mai mult ca să ia conceptul de îngrijire a copilului și cel parental, dar și de a face acea flexibilizare și partajare și aceste prevederi să le găsesc în proiectul de lege înregistrat. Al doilea pilon important este flexibilizarea programului de muncă, așa cum s-a referit până acum, în așa fel în care părinții să poată fi productiv și să-și îndeplinească responsabilitățile la locul de muncă fără să fie în detrimentul familiei și fără să fie în detrimentul responsabilităților pe care le au și în familie. Și al treilea pilon foarte important sunt serviciile. Primii piloni nu vor funcționa niciodată dacă nu vom avea servicii cât mai diverse de îngrijire și de creștere a copilului. Eu știu că serviciile sau diversificarea serviciilor este o prioritate a guvernului. În foarte mulți ani de când la cea partener pentru dezvoltare noi întotdeauna monitorizăm toate programele guvernelor de până acum și nu doar, dar și prioritățile autorităților. Nu am văzut atât de multe priorități într-un plan de acțiune a unui minister de susținerea familiilor cu copii mici, în deosebi servicii. Serviciile de îngrijire a copiilor devin cumva o prioritate acum de un an, 2 ani de zile și știu că este și o prioritate însuși pentru dumneavoastră, domn ministru, așa că vă ofer cuvântul. Ofer cuvântul ministrului Ministerului Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, domnul Mircea Spătar, să-mi păstească despre toate aceste reforme. Este adevărat. Mulțumesc, Alina. Bună ziua, în primul rând, într-adevăr, crearea cadrului legal este salutabilă pentru a încuraja partajarea responsabilităților între părinți și între ambii părinți, între mame și tați. Dar asta nu răspunde la o altă întrebare fundamentală, ce facem noi cu copiii atunci când părinții revin la muncă. Dacă, de exemplu, mamele vor opta sau tații vor opta pentru concediu de îngrijire a copilului de un an și două luni, care este o soluție tocmai pentru a încuraja părinții să revină mai devreme în câmpul muncii pentru a nu-și pierde calificări. Asta nu ne dă soluții ce facem cu acești copii de un an și două luni după ce părinții se întorc la muncă. Și astăzi, din păcate, rata de acoperire cu serviciile creșe pentru copiii de până la 3 ani este de sub 20%. În municipiul Chișinău, unde sunt cei mai mulți salariați, rata de acoperire a copiilor cu vârstă de până la 3 ani cu servicii de creșe este de 12%. Este mai mică decât media pe țară, pentru că este un deficit de instituții. Cel puțin asta sunt datele oficiale. Noi știm că există un număr de companii private care prestează așa numele activități de zi pentru copii, care nu se numesc creșe, pentru că nu există un cadru legal, și sunt activități pentru copii în timpul zilei, care de fapt sunt niște creșe. Da? Problema este în faptul că astăzi creșele sunt văzute ca niște instituții educaționale. Și sunt supuse unor norme foarte restrictive pentru mediul privat. Și pentru mediul public de asemenea, dar la mediul public mai este și problema de bani, că nu avem resurse suficiente pentru a crea creșele. Și când vorbesc de standarde educaționale, mă refer atât la calificarea personalului din aceste creșe, care trebuie să fie educatori, da? Și la standarde care țin de propriu-zis încăpere, trebuie să aibă ieșire de urgență, o ieșire separată pentru intrarea alimentelor, alta pentru ieșirea alimentelor, standarde pentru geamuri, standarde pentru multe alte chestii. Ceea ce este destul de restrictiv pentru mediul privat. Deci ceea ce vrem noi să facem și ne-am propus asta la guvern este să elaborăm un cadru mai flexibil, dar securizat, pentru apariția unor mini-creșe, creșe private, sau pentru a reglementa activitatea abonelor la domiciliu, inclusiv abonelor care primesc la ele acasă copiii. Noi știm că în multe centre raionale există doamne care primesc copiii la ele acasă, da? Sunt plătite pentru asta, îngrijesc de copii în timpul zilei și părinții își iau copiii seara. De ce n-am reglementat această activitate? Să fie un standard, să fie recunoscute, certificate, ca servicii de îngrijire a copiilor. Și eventual, dacă standardele vor funcționa, de ce să nu subvenționăm aceste mini-creșe, da? Astfel de soluție există la nivel internațional. În Germania se numesc mame de zi, Tagesmutter. În Statele Unite, de asemenea, există un astfel de cadru legal și în alte țări.
Noi la Minister deja am elaborat standardele ocupaționale pentru bone, care nu existau până acum, și aceste standarde sunt expediate către Ministerul Educației pentru ca să fac curicula pe baza standardelor ocupaționale, măcar să putem certifica bone. Și pe baza acestei certificări se pot face mini-creșele despre care vorbesc, de tip familial, servicii de îngrijire a copiilor, de tip familial. Asta este una dintre prioritățile Ministerului, într-adevăr, de a promova și de a reglementa aceste activități de îngrijire a copiilor de vârstă preșcolară, de vârstă de până la 3 ani. De asemenea, Ministerul pregătește un program mai amplu de protecție a copilului. Suntem pe ultima 100 de metri, este în consultare publică, Programul Național Protecția Copilului pentru anii 2022-2026. Care cuprinde peste 80 de acțiuni, inclusiv standardizarea și reglementarea acestor creșe, dar și multe alte acțiuni pentru a proteja copiii. Și este foarte salutabil că Parlamentul vine acum cu inițiativa de a stimula partajarea responsabilităților în familie între mame și tați. Și noi sperăm să venim cu instrumente pentru a stimula crearea creșelor care răspunde la întrebarea ce facem totuși cu copiii. Da? Viziunea noastră trebuie să fie nu doar echilibrarea vieții de familie între job și echilibrarea între job și viața de familie și partajarea echitabilă a sarcinilor în familie, dar trebuie să ne uităm și la copii. Ce facem cu copii? Cum îngrijim de copii? Cum ne asigurăm că copiii nu ajung nesupravegheați sau nimeni nu este responsabil de ce se întâmplă cu ei. Și asta vă spun și din proprie experiență, pentru că și la noi, eu nu sunt cel mai bun exemplu de părinte care partajează echitabil responsabilitățile din cauza faptului că am meseria pe care o am. Dar discutăm despre asta mai târziu. Faceți viața mai bună și altă copii. Încercăm. Aveți un spirit nobil, pentru că lipsiți din anumite evenimente de familie sau momente. Dar cel mai important lucru este trebuie să înțelegem că toate aceste reforme trebuie să meargă la pachet cu extinderea serviciilor de creșe publice, pentru că noi ar trebui să prevedem tot spectrul de servicii. Eu știu că astea nu sunt date inițiativele la Minister. Ministerul Educației asta. Și nici la Ministerul Muncii nu sunt date inițiativele la ceea ce v-ați referit până acum. Eu știu că mai sunt inițiative pe care le întreprindeți și probabil o să vorbească despre alte priorități ale Ministerului în următoarea perioadă, Secretarea de Stat, Felicia Bierto. Și eu vreau cuvântul să ne explici mai departe ce prevedeți sau ce viziuni sau ce mai vrea să întreprindă Ministerul în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult. Ministrul Spătar deja a menționat foarte multe lucruri pe care noi, Ministerul, deja le-am întreprins și le vom întreprinde. Vreau să vă spun, eu am un copil mic de 2 ani și am ieșit din concediu de maternitate când copilul meu avea 4 luni. A fost în perioada pandemiei, a fost o perioadă foarte dificilă pentru că atunci creșele au fost închise. Dar am avut norocul să am un angajator foarte flexibil, să-mi ofere anume un program flexibil de muncă și am putut să lucrăm și să avem grijă de copilul nostru. Am activat în Statele Unite și am avut oportunitatea să dau copilul meu la o creșă acolo și vreau să vă spun că, într-adevăr, să ai oportunitatea de a putea da copilul tău la o creșă sau privată sau o mini-creșă este foarte important. Un alt aspect care aș vrea să-l menționez, cu toți știți că avem o criză de forță de muncă în Republica Moldova și avem o rată de activitate foarte joasă în comparație cu țările din Uniunea Europeană. Dacă să facem o comparație, în 2021 rata de activitate la femei a fost de 36,4%, la bărbați de 46,5%, cu 10 puncte procentuale mai mult. Dacă să ne uităm în mediul rural, rata de activitate a femeilor a fost și mai joasă, la 33,7%. În Uniunea Europeană,
Rata de activitate este de peste 70%. Sunt, cunoașteți foarte bine care sunt motivele, din ce cauză avem o rată de ocupare de joasă, dar dacă să ne focusăm pe femei, acest subiect care discutăm astăzi și aceste inițiative care și Ministerul și Comisia Parlamentară le propun, vor ajuta anume ca mai multe femei să poată să fie încadrate pe piața muncii. Un alt aspect care aș vrea să-l abordez este foarte important și susținerea taților în treburile casnice și îngrijirea copiilor. Și vreau să vă spun, nu aș fi aici și nu aș fi avut acest job dacă nu aș fi avut un soț care să se implice foarte mult în îngrijirea copilului și să se implice în treburile casnice. De aceea, toate aceste inițiative pe care Ministerul și Parlamentul sunt foarte bune, dar este necesar și o schimbare din partea societății, din partea taților. Și asta vreau să vă spun. Mulțumesc frumos. Într-adevăr, noi avem nevoie să schimbăm percepțiile în societate vis-a-vis de rolul femeilor și a bărbaților, atât în familie cât și în spațiu public. În unul dintre sondajele CPD-RA DAC din 2022, când noi avem aproape 50% din populație, care cred că încă mai cred că destinul femeii este de a crește și a îngriji copiii, iar destinul bărbat este cel de a face bani în casă. De asta atunci când vorbim despre practici pozitive și dăm cât mai multe exemple de implicare a taților în creșterea și îngrijirea copilului, eu cred că noi ajutăm la schimbarea acestor percepții. Și asta o pot spune și eu personal, pentru că poate copilul a stat soțul meu în concediu de îngrijire a copilului. Și atunci când ai program flexibil de muncă, dar ai și angajatori care înțeleg foarte bine că contează rezultatul, concentrarea ta la locul de muncă și nu când lucrezi, de unde lucrezi, dar să-ți îndeplinești responsabilitățile, atunci și noi suntem mai responsabili, pentru că s-a oferit această oportunitate și tu înțelegi că este oportunitatea asta nu vine atât de des și nu avem atât de multe deschideri, tu ești mult mai dedicată jobul pe care l-ai și atunci când scade și absentismul la locul de muncă. Până acum, practica internațională, practica Republicii Moldova a demonstrat că atunci când societatea civilă cu partenerii de dezvoltare și cu autoritățile și unesc eforturile, avem doar rezultate pozitive în Republica Moldova și aș putea spune din ultimii ani foarte multe exemple pozitive din această unire sau unificare a eforturilor comune. De ce avem astăzi alături de noi și Fondul Națiunii Unite pentru Populație, care are un program național de reziliență demografică și scopul acestui program este de a susține atât Republica Moldova, cât și alte țări de regiune pentru a elabora politici publice de a susține familiile cu copii mici, ca și răspuns la nevoile și necesitățile cu care se confruntă. Avem alături de noi pe Natalia Pogaru, reprezentant adjunct al UNFP Moldova din Republica Moldova, care știu că vrea să ne încerce nu doar despre e foto pe care face UNFP de a susține politica de Republica Moldova, dar și are și anumite date care să ne convingă cât de necesar și important este să ne concentrăm pe familii cu copii mici și câte beneficii putem obține ca și societate, ca și țară din această susținere. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult, Alina. În primul rând, din numele Fondului ONU pentru Populație, vreau să vă salut și să apreciez foarte mult parteneriatul pe care îl avem cu Parlamentul Republicii Moldova, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, în promovarea acestor inițiative legislative, care într-adevăr sunt atât de necesare societății noastre și mă bucur că am putut să oferim expertiza și suportul necesar în dezvoltarea și promovarea acestor inițiative. Într-adevăr, pentru noi, ca Fondul ONU pentru Populație, promovarea politicilor de familie prietenoase, reconcilierea vieții profesionale și personale, fac parte dintr-un program mai amplu, regional, program de reziliență demografică, care ajută țările să transforme
toate provocările demografice cu care se confruntă în, în oportunități. Și, într-adevăr, una din prioritățile acestui program este să oferim servicii și șanse cuplurilor din Republica Moldova, din țările, din regiune, ca să-și realizeze numărul de copii doriți și să aibă tot suportul necesar în acest sens. Noi am realizat de curând un studiu amplu, un studiu demografic, studiu generație și gen. Și un element foarte interesant în acest studiu este că cuplurile și familiile din Republica Moldova au menționat că pentru ei numărul ideal de copii în familie este de 3. Pe când până la urmă decid să aibă fie 2 copii, fie doar 1. Noi cunoaștem acest aspect că fertilitatea în Republica Moldova este joasă și este mai mică decât rata de fertilitate de înlocuire a generațiilor. În același timp, fiind întrebați cuplurile ce le-ar ajuta sau ce politici i-ar stimula să decidă să aibă numărul de copii doriți, pe lângă aspectele care au fost menționate, aspectele de bunăstare economică, bineînțeles că au fost menționate și aspecte care se discută astăzi, existența creșelor, concediu de îngrijire a copilului care să fie partajat, să poate fi luat atât de către mamă cât și de către tată, condiții flexibile de muncă și mă bucur că astăzi acest lucru începe să devină o realitate. Dar pe de altă parte, cum s-a menționat, există și normele în societate, stereotipurile de gen continuă să persiste și tot în conformitate cu acest studiu noi avem date că doar 5% din bărbații din Republica Moldova se implică în mare parte în treburile casnice, în treburi de îngrijire a copilului sau tot ce ține de gătit, curățenie, spălatul rufelor. Deci 5% care se implică întotdeauna sau de cele mai dese ori este un procent foarte mic. Și fiind întrebată populația Republicii Moldova în ce măsură reușește să combine viața de familie și viața profesională, iarăși doar 5% din populație au zis că ei reușesc să facă acest lucru. Ceea ce indică că există un teren foarte mare de lucru, atât pe aspect legislativ, cât și schimbarea normelor în societate. Ori practica internațională și avem foarte multe dovezi care arată că atunci când țările oferă această șansă de partajarea conceptului de îngrijire a copiilor, ori flexibilă de muncă, toate acestea pe termen lung au un impact foarte mare și foarte benefic asupra dezvoltării cognitive a copiilor, asupra relațiilor pozitive în cuplu, asupra posibilității femeilor de a se realiza pe piața forței de muncă și, într-un final, cuplurile au posibilitatea să-și realizeze numărul de copii doriți. Dacă își doresc 3, atunci realizează numărul de 3 copii. Ca și Fondul ONU pentru Populație, vreau doar să-mi exprim angajamentul că noi vom continua să susținem toate aceste inițiative legislative și cred că un aspect important la care trebuie să lucrăm împreună cu toții este să promovăm aceste inițiative legislative în rândul populației, să informăm populația să cunoască despre beneficiile acestor schimbări, ceea ce noi vom face și vom susține printr-o campanie amplă de informare. Dar nu în ultimul rând, niște investiții în programe pe termen lung, pe care noi ca UNFP cu siguranță vom susține de schimbarea stereotipurilor de gen, de schimbarea normelor sociale, în care să implicăm și mai mult bărbații în îngrijirea casnică, în creșterea copiilor, astfel încât să avem o societate armonioasă și să realizăm potențialul fertil și potențialul numărului de copii doriți. Mulțumesc mult! Mulțumesc și mult pentru intervenție. Înainte de a oferi cuvântul următoarei invitate, aș vrea să menționez că în 2020 UNFPA Moldova împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și Agenția
Austriacă pentru dezvoltare a semnat un memorandum pentru a identifica patru răspunsuri comprehensive prin politici publice de a susține familiile cu copii, în deosebire pe patru priorități. Prima este cea de a revenire sau de reintegrare cât mai devreme a femeilor pe piața muncii. Doi, de a identifica soluții de a implica tații cât mai mult în creșterea și îngrijirea copilului. Trei, sunt de a găsi cele mai bune scheme sau a programul flexibil de muncă, aranjamente a programul flexibil de muncă. Și nu în ultimul rând este această diversificare a serviciilor individuale de îngrijire și creșterea copilului. Aceste prevedere au fost expuse în cadrul proiectului Mai multe oportunități politici familiale sensibile la gen pentru sectorul privat din Balcanii de Vest și Republica Moldova. Este realizat de UNFPA cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În cadrul acestui proiect, pe lângă aceste studii, analiză în baza datelor GGS, practici internaționale, în care să se identifice cele mai bune recomandări, a mai fost și o parte componentă în care s-au făcut foarte multe instruiri și webinare, dar și discuții cu companii internaționale, în care companiile prezintă ce înseamnă ca și companie să te gândești la susținerea familiilor cu copii mici, cum fac companiile mari lucrurile astea, ce întâmplă la nivel de companie și cum se simt angajații și angajaților atunci când însuși angajatorul sau angajatoarea se gândește din start, poate să ofere mai multă flexibilitate și mai multe oportunități angajaților care au copii mici. De aici ofer cuvântul Nelly Rusu, care este coordonatoare de proiectul NFP, să ne povestească despre companiile mari, experiența lor și ce întreprind la nivel de companie și care sunt cele mai bune practici. Mersi foarte mult, Alina. Distinși oaspeți, într-adevăr, Fondul Națiunilor Unite, prin programele sale, susține foarte mult promovarea politicilor prietenoase, familie și, în special, distribuția echitabilă și egală a sarcinilor pentru munca neremunerată între bărbați și femei. Și impactul acestor politici prietenoase familiei, de fapt, determină ca bărbații și femeile să-și atingă aspirațiile atât personale, profesionale, dar și legate de numărul dorit de copii. Pentru sau la nivelul Uniunii Europene, ceea ce ține de politicile de echilibrare a vieții de familie cu cea profesională a făcut parte sau din agenda pentru egalitate de șanse și respectiv în 2019 a fost adoptată o nouă directivă a Uniunii Europene ce ține de echilibru dintre viața de familie și cea profesională pentru părinți și apare inclusiv noțiunea de îngrijitor, ceea ce este de asemenea foarte important. Iar Organizația de Dezvoltare și Cooperare Economică include în acele aranjamente prietenoase familiei, atât concediul de îngrijire a copilului, cât și acele servicii care pot fi oferite de către angajatorul la locul de muncă pentru îngrijirea copilului sau diferite aranjamente pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, pentru bătrâni, de asemenea, fac parte din aceste aranjamente. Și vreau să menționez un aspect important care a fost atins astăzi, anume este important toate cele modificări care se întreprind în politicile publice, politicile naționale și, pe de altă parte, este important acea muncă care este de susținere și suport a companiilor private în a deveni mai prietenoase familii. Și vreau să menționez că Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, prin programul său Mai multe oportunități prin politici prietenoase familii, acordă suport companiilor private din Moldova pentru a-și implementa politici și practici de resurse umane care să ia în considerare interesele și de ceea ce doresc, de fapt, angajații și ne dorim ca prin implementarea acestui model de loc de muncă prietenos familiei, într-adevăr, aceste companii să devină niște modele de urmat și pentru alții din sectorul privat. Exemple sunt foarte multe, am avut toamna trecută, deci companii internaționale, organizarea de webinare, de la faptul că pare ceva foarte simplu să organizezi ședințele de lucru de la 10, de exemplu, ca părinții să reușească să-și ducă copiii la grădiniță sau la școală, dar este din partea angajatorului, un exemplu atât de simplu că lucrurile pot fi schimbate și, într-adevăr, interesele părinților luate în considerare.
Dacă să ne referim la partea de experiență internațională ce țin de politici pretenoase familiei în sectorul public, într-adevăr, în topul, în clasamentul celor mai pretenoase familii politice, cele mai pretenoase familii este Suedia, Islanda și Norvegia. Sunt exemple foarte interesante de cum poate fi partajat concediul, concediul de paternitate și, într-adevăr, sperăm că acele modificări care se regăsesc în proiectul de lege vor determina creșterea numărului taților care vor beneficia de concediu de paternitate, fiindcă cunoaștem că la nivelul țărilor Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare și Dezvoltare Economică, practic 55 tătici din 100 solicită concediu de paternitate, ori în Republica Moldova a fost menționat, acest număr este mult mai mic. Fiindcă practicile din aceste state, de fapt, demonstrează că atunci când guvernele și sectorul privat își unesc eforturile și îmbunătățesc politicile publice, atunci și numărul de femei angajate crește, atunci și numărul bărbaților care se implică în activități de neremunerate ale muncii de asemenea crește și, în final, economia se dezvoltă țării. Mulțumesc frumos, Nelea, pentru intervenție. Vreau să trăiesc acest grup de presă, drept scop, ca să răspundem la toate întrebările, în așa fel că instituțiile media, care au un rol esențial în informarea și educarea societății, să ne ajute să promovăm aceste politici, să ne ajute să informeze societatea corect despre toate oportunitățile pe care le are și le va avea fiecare familie cu copii mici, respectiv, deci, în următoarea sesiune, cea de întrebări-răspunsuri în care adresați voi, cei din sală, dacă nu am și eu o serie de întrebări pe care să discutăm aceste subiecte și oficial dau start acestor întrebări și răspunsuri. Здравствуйте, экономическое обозрение «Новос Пресс», Татьяна Шикарская. У меня вопрос такой. Я говорила где-то с полгода назад или даже больше с представителями МЧАМ, и они говорят о том, что есть какие-то проекты, о том, чтобы доноры совместно с нашими властями готовили льготы для работодателей, которые предоставляют подобные услуги, создают не сады, а детские ясли или места, где дети могли бы предоставлять детям такие услуги. Насколько это реально? Говорится об этом или это только мечты? В общем, есть ли какие-то налоговые льготы предполагаются? Понятен вопрос, да? Мутвязь, пенсион, забавили, это давай я вам скажу, у меня инициатива, депрессия, да, motiva angajatorii ca să susțină familii copiii mici, inclusiv cea de creare spațiului. Cred că aici am putea răspunde atât domnul deputat cât și domnul ministru despre inițiativele recente aprobate în legislație. Da, deci sunt două aspecte care sunt să menționez. În primul rând, am schimbat cadrul legal și am permis angajatorilor să deschidă creșă în cadrul întreprinderilor și așteptăm hotărârea de guvern care spun în aplicare acest mecanism. Și asta ar trebui să întâmple, nu știu, de curs de lună, două, să avem tot cadrul normativ închegat și asta să devină posibil. În al doilea rând, discutăm despre tichete de creșă. Tichetele de creșă ar fi niște plăți pe care le poate face angajatorul în beneficiu angajatului, care să nu fie impozitate, după modelul tichetelor de masă. Și dacă am face lucrul ăsta, bineînțeles că am stimula piața privată, pentru că el urmează să fie utilizate anume pentru achiziționarea serviciilor de creșă. O vedem și ca pe o măsură de înălbire acestei piețe, pentru că trebuie să fim foarte sinceri și să spunem că din cauza deficitului mare de locuri în sistemul public, s-a dezvoltat o piață pe locuri sură de servicii de îngrijire și atunci dacă am avea aceste tichete de creșă, care ar putea fi utilizate doar în instituții cumva acreditate care lucrează oficial, am înălbit inclusiv piața acestor servicii, dar am și reducere din costurile pe care le-ar avea angajatul pentru a achiziționa asemenea servicii. Deci cumva în direcția asta gândim pe dimensiunea respectivă. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, eu să completez răspunsul. Înainte de a acorda niște facilități fiscale sau chiar a subvenționat pe asemenea
locuri de joacă sau servicii de îngrijire pentru copii, trebuie să le reglementăm. Pentru că noi dacă acum am început să subvenționăm sau să oferim facilități fiscale, nu este foarte clar pentru ce fel de servicii, pentru că ele nu sunt reglementate. Prin modificările legislative s-a clarificat că angajatorii au dreptul să facă acest lucru. Pentru că la noi, în Moldova, așa este. Dar nu este scris negru pe alb, tu ai dreptul să faci, nu știu dacă ai dreptul să faci. Deci dreptul exista și până la aceste modificări legislative. Acum a fost scris că angajatorii au dreptul. Bun. Și ei întreabă. Noi avem dreptul, dar care sunt standardele? Care sunt regulamentele aplicate? Deci, acum este momentul în care intervine Ministerul și va reglementa, și cum spune și domnul deputat, va reglementa standardele. Dar noi să știm ce fel de servicii se creează, ce fel de locuri de joacă, locuri de îngrijire a copiilor mici. Și după ce vom avea niște experiențe și vom vedea care angajatori și ce fel de locuri au creat, știu că unii angajatori deja au creat, pentru că încă o dată nu era interzis, numai că nu erau nici stimulați. Vom putea să vedem care cheltuieli sunt deductibile fiscal, în ce regim sunt deductibile fiscal, cum putem acorda niște facilități suplimentare, poate indirect, așa cum spune și domnul deputat, prin tichete de creștere, pentru că tichete de creștere sunt niște facilități indirecte. Nu le ofer propriu-zis locuri de joacă, le ofer părintelui care își trimite copilul la locul de joacă. Și în ultima instanță, angajatorul beneficiază și el, sunt niște facilități fiscale. Și considerând că angajatorul își va crea aceste locuri de joacă pentru proprii angajați, deci proprii lui angajați vor primi aceste tichete de masă și indirect angajatorul de asemenea va beneficia. Dar nu e vorba doar de locurile de joacă, e vorba și de aceste servicii de îngrijire la domiciliu, da? Aceste bone care pot să îngrijească de copii la domiciliu, care și ele pot fi eventual plătite în tichete de creșe pe care le pot apoi valorifica. Da? Ca ele să fie plătite în tichete de creșe, trebuie să-și regularizeze cumva statutul, să fie recunoscute, să aibă un certificat, să fie formate, să respecte niște standarde ocupaționale și așa mai departe. Deci lucrurile se vor întâmpla pas cu pas. Acum, noi ne mai gândim încă la o opțiune, iarăși vor... Procese trebuie discutate. Dacă noi anunțăm că ne gândim la o opțiune, nu înseamnă că ea va fi implementată în două luni, da? Mai gândim la o opțiune ca să înlocuim acea indemnizație pentru copiii neasigurați, care de 840 de lei, să o înlocuim, de exemplu, cu un tichet de creșă, dacă părintele dorește, care să fie un pic mai mare de 840 de lei, da? 740 de lei astăzi. Dar deja am spus că ne gândim și să mărim până la 140. Deci 740 de lei astăzi, pentru copiii neasigurați, da? De ce n-am face, de exemplu, un tichet de, nu știu, un pic mai mult de 740, în locul indemnizației, părintele să aibă de ales, dacă dorește sau 740 cash, sau un tichet un pic mai mare. Asta ar putea fi o opțiune, ca să stimulăm, ca să nu punem o povară pe angajator, poate în mediul rural, poate pentru anumite categorii, poate pentru cei mai vulnerabili, da? Pentru unii angajatori poate n-ar vrea să se complice. Am putea și așa să facem. Deci soluții ar putea fi mai multe, să deschiși. Și eu știu că Alina, împreună cu Veronica și alte experte, au elaborat o matrice de soluții și noi ne uităm foarte atent în acea matrice și discutăm cu experții și cu organizațiile de parteneri de dezvoltare ca să punem în aceste soluții. Mersi. Mulțumesc frumos! Într-adevăr, până acum, în legislație se menționa că servicii de educație de copii le pot asigura doar apeleurilor la solicitarea părinților și gata. Asta era cod de educație. Acum, după modificări legislative, este foarte expres clar că servicii, aceste servicii pot fi create de către angajatori, la locul de muncă, pentru salariații săi. Și asta nu înseamnă că angajatorul va crea servicii, el poate crea servicii cu tot pachetul în care copilul să fie 3-4 ore sau cu zi în teatru să doarmă, dar poate crea și acest spațiu. Cea mai important acum este ca fiecare angajator, atunci când regulamentul ăsta deschide, să înțeleagă de unde începe, de ce trebuie să țină cont atunci când creează aceste spații, care ar fi dotarea în așa fel ca copilul să fie în siguranță. Și cel mai important lucru, că lumea nu înțelege până la urmă toate reformele astea, că nimeni nu omite și copilul din centrul acestor reforme și copilul trebuie să rămână în centrul acestor reforme și să fie în siguranță, indiferent de care servicii de îngrijire sau în grup. Noi vorbim atunci când vorbim despre copii și promovăm reforme. Copilul este întotdeauna în centrul atenției. Ceea ce se dorește este ca să nu fie această abordare
față de angajator ca și față de instituții, pentru că ei nu creează instituții și nu creează servicii pentru copii, dar pentru a susține salariații. Mai sunt și alte întrebări? Da, eu s-am pus. Ați menționat că 52% din familiile din Republica Moldova care întâmplă dificultăți materiale sunt familiile care au copii. Ați vorbit și despre majorarea ajutorului social. Dacă puteți să ne dați mai multe detalii, este înregistrat deja în Parlament un astfel de proiect, că urmează a fi supus dezbaterilor. Da, proiectul a fost înregistrat și a fost și votat. Urmează să adoptăm hotărârea de guvern care să-l pună în aplicare. În esență, simplu vorbind, o să dăm mai mulți bani familiilor cu copii, pentru ca să ne asigurăm că iese din sărăcie. O să fie pus în aplicare începând cu luna septembrie, aceste schimbări. Lucrăm la hotărârea de guvern și la schimbarea sistemului informațional ca să putem să facem acest lucru, dar este pentru noi o prioritate. În general, reforma ajutorului social, noi am gândit-o împreună cu Ministerul pe două dimensiuni. Una, e ajutorul pentru familiile cu copii, pentru că sunt cele mai sărace, și în al doilea rând, reducerea dependenței de ajutorul social a persoanelor adulte care pot munci. Și uite, în jurul acestei două obiective este și construită întreaga reformă. Ea a fost pornită și o să finalizeze în luna septembrie, când în mijlocii deja o să intre, o să vină primele plăți majorate, dacă doriți așa. Cât este în prezent ajutorul și cât urmează? Ajutorul depinde de componența familiei. Da? Dacă familia e cu doi adulți, e o formulă, dacă e cu trei copii, e altă formulă și așa mai departe. În mediu, o plată de ajutor social e undeva de 600 de lei. Ea o să fie semnificativ mai mare, cred că aproape dublu față de ceea ce este la moment, din luna septembrie, pentru familiile cu trei și mai mulți copii. Obiectivul nostru este să dublăm numărul de familii cu copii care sunt cuprinse de ajutorul social. Avem undeva 13.000 de familii astăzi care beneficiază și beneficiază de puțin. Vrem să avem mai multe familii, deci undeva dublu care să beneficieze și să beneficieze și de un ajutor mai mare. Deci două dimensiuni, și mai multe familii și ajutor mai mare. Pentru că, vă spuneam, 52% din cele mai sărace familii sunt familii cu copii în țara noastră. În acest proiect sunt incluse și ce vorbea doamna Morozova despre programul flexibil de muncă sau ei acum ceva face? Deci sunt două proiecte separate. Deci este un proiect separat pe reforma ajutorului social, care deja vedeam a fost votat, și este acest proiect care l-am înregistrat vineri, care este mai mult pe partea de echilibrare a vieții profesionale cu viața personală. Și acele măsuri care le-am discutat azi, deci cu modificarea codului muncii, cu opțiuni nou pentru indemnizația de îngrijire a copilului, cu extinderea concediului de paternitate, sunt pe partea asta din proiectul de vineri, care noi sperăm să l-avem votat în prima lectură pe 1 iunie și până la finalul sesiunii parlamentare el să fie adoptat. Acest program flexibil urmează să se înțeleagă angajatorul cu angajatul sau? Da, deci oferim posibilitatea și cadrul de negociere a acestui program flexibil. Iarăși, avem o cultură unde trebuie să scriem expres în lege toate cele, pentru că așa angajatorul stă liniștit și angajați, știi ce poate face, pentru că, după cum spuneam, teoretic și astăzi acest lucru este posibil. Dar angajatorii, neavând scris în lege, sunt mai rezervați, că o să vină inspecția muncii, că o să zic nu știu ce. De asta noi ne asigurăm că este reglementat clar, comprehensiv și toată lumea știe cum poți să obții un regim flexibil de muncă și ce presupune lucrul ăsta nemijlocit. O întrebare către domnul Spatare. Dacă puteți să ne dați mai multe detalii despre proiectul de care ați vorbit, despre crearea mini-creșelor care urmează să funcționeze după modelele țărilor dezvoltate. Ați spus mini-creșă chiar și în familie. Cum urmează să funcționeze? De exemplu, am casă la sol, am spațiu, am posibilitate. Cine poate fi eligibil să creeze o astfel de creșă? Respectiv să angajeze specialiști, că nu oricine vor putea lucra cu acești copii. Eu sunt vreau să clarific că termenul mini-creșă, da. E ok? Poți să răspund? Da. Vreau să clarific că termenul mini-creșă este un termen de lucru, este pentru simplitate, nu-i așa, numim acest proiect.
De fapt, este vorba de servicii de îngrijire pentru copii de vârstă timpurie. Astăzi nu există un cadru legal pentru servicii de îngrijire a copiilor de vârstă timpurie sau cadrul legal care există este doar pentru copiii vulnerabili. Deci nu este pentru toți copiii. Noi am vrea să extindem și toți copiii să aibă acces la aceste servicii. Pentru asta trebuie creat un cadru legal. Aceste servicii să fie bazate pe lege. Și săptămâna trecută noi am avut o primă ședință cu un grup de experți care au prezentat un proiect de lege, va fi o inițiativă legislativă din partea Ministerului. Da? Ea este inspirată din practica altor țări, de exemplu, în România există o astfel de lege. Da? Lege care reglementează serviciile de îngrijire, da? Îngrijitorii domestici, pentru copiii de vârstă timpurie. Și da, exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră se încadrează în acest cadru. Deci o persoană va putea să se înregistreze în calitate de îngrijitor pentru copiii de vârstă timpurie, de până la 3 ani, și să primească acasă copiii dacă este certificată și dacă se înregistrează oficial. Acum, exact sub ce formă, ce fel de persoană juridică va fi pe patent sau va fi întreprinzător individual sau va fi SRL și așa mai departe, lucrurile astea sunt deja tehnice și noi le discutăm. Deci proiectul este încă la faza de discuție, este încă foarte crud, nu este încă suficient de copt acest proiect. Noi abia am început să avem un prim proiect, dar este intern, încă nu este pornit procesul de consultare publică, avizare și așa mai departe. Dar intenționăm să o facem pe parcursul acestui an. Și deja în consultări publice, împreună cu dumneavoastră, cu alți parteneri, vom vedea care sunt cele mai bune soluții. Important este că noi ne dorim ca asta să se întâmple. Da? Și de fapt, mai mult decât atât, așa cum a spus și domnul deputat, asta deja se întâmplă. Deci acești îngrijitori există. Întrebarea este sub ce formă trebuie să-i reglementăm, ce statut să le oferim și cum să-i ajutăm mai departe. De exemplu, acea casă la care faceți referință dumneavoastră, poate trebuie un pic modernizată, poate trebuie vopsiți pereții în niște culori mai prietenoase pentru copii. Poate trebuie să ajutăm un pic financiar acea persoană care vrea să facă astfel de serviciu, da? Și să o stimulăm ca să aibă o activitate oficială, reglementată și părinții să poată plăti, de exemplu, prin tichete de creșă și așa mai departe. Mulțumesc frumos! Avem și întrebări online, exemplate. Tamara Grășdeanu de la Europa Liberă întreabă cum văd autoritățile rezolvarea problemei creșelor insuficiente, doar oferind un cadru mai facil pentru mediul privat sau și sunt și alte inițiative? Da. Există o discuție despre un fond public de creșă, care noi încă le purtăm, dar cred că cu siguranță trebuie să ne mișcăm și în această direcție, pentru că noi când vorbim de creșe private, e clar că ele oricum costă. Deci chiar dacă noi o să oferim tichete de creșe, ceea ce noi neapărat trebuie să facem, asta o să fie o categorie de angajatori care o să-și permită să ofere aceste tichete. Iarăși, este o categorie de angajatori care poate să organizeze în cadrul întreprinderii. Vorbim de business mare. Este puțin probabil cineva care are o companie de 10 oameni să angajeze în cadrul acelei companii pentru o singură doamnă asemenea servicii. De-aia, cu siguranță, trebuie să mergem pe partea de business, să oferim flexibilitate, să susținem, să legalizăm, dar neapărat trebuie să ne gândim și la partea de creșe publice. Și aici, un fond public destinat subvenționării deschiderilor creșelor de către autoritățile publice locale este tare important. Discuția la moment este să-l organizăm în jurul acelui fond pentru dezvoltare locală și regională care există astăzi și este gestionat de Ministerul Infrastructurii, unde și așa primăriile aplică pentru diferite proiecte sociale de infrastructură la nivel local și să asigurăm acolo linii separate de finanțare pentru un fond public de creșă. Ați văzut, problema este acută și în Chișinău, poate este cea mai acută în Chișinău și asta ar însemna oportunitatea de a cofinanța din bugetul de stat anumite investiții în asemenea servicii, în ideea că din bugetul de stat dumneavoastră asigurăm partea de infrastructură, primăria preia partea de costuri salariale, angajați educatorul și așa mai departe. Deci trebuie neapărat să mișcăm și în această direcție. În general, e nevoie de o intervenție complexă pe toate dimensiunile, pentru că situația e complicată. Noi vorbeam despre rata de ocupare a femeilor, da? De decalajul 10 puncte procentuale. Dacă ne uităm la femeile cu vârsta între 20 și 34,
acolo decalajul de cele care sunt cel mai probabil să aibă copii mici, diferența între ei și bărbații, 20 puncte procentuale. Deci, practic, 50%, 44% parcă în cazul femeilor, 64% în cazul bărbaților. Deci, femeile cu vârsta între 20-34 de ani sunt cu 50% mai puțin probabil să fie antrenate în câmpul muncii. Ceea ce e și, cumva, în cultura noastră văzut ca un lucru ocazional bun, dar în același timp înseamnă și o pierdere a capacităților profesionale, înseamnă și venituri mai mici pentru familie și tot felul de alte momente care noi am vrea totuși să le schimbăm. Și atunci, preliminar, și pe partea privată, și pe partea publică, și etichete, și mini-creșe, deci încercăm să găsim cât mai multe soluții ca să încurajăm cuplurile să aibă copii și să aibă soluții pentru a ieși la muncă dacă vor să o facă mai repede. Ceea ce, la moment, multă lume vrea să o facă, dar nu are, efectiv, ce face cu copilul mic, îți costă 6-7.000 de lei să-l dai la o creșă privată. Și vă dați seama că asta e aproape un salariu mic pe economie și îți permite foarte puțin lucru. Și atunci e nevoie de o intervenție pe partea asta. Mai ales că toată lumea spune că avem puțin forță de muncă și angajatorii nu găsesc oameni. Toată lumea înțelege că e nevoie și important pentru dezvoltarea economică să muncim cu toții cât dorim, dar de principiu mai mult. Mulțumesc frumos! Noi avem întrebări și online, dacă să fie corect, una de sală, una online. Mai sunt întrebări în sală? Da. Da. Цікаво, що направлення ще раз, то, що тут прибуває государство, слава Богу, к этому времени мы подошли. Хотелось бы узнать более подробно о роли юности в этой всей деятельности. НФП. НФП. Da, dacă e ok să răspund în român, rămâneți pentru mai bine. Noi, fiind Organizația Națiunilor Unite, da, noi suntem aici în țară ca să ajutăm Guvernul și Parlamentul să răspundă la necesitățile populației. Din perspectiva drepturilor omului, din perspectiva egalității de gen, și să aducem practicile pozitive care sunt în alte țări, și să le, nu doar pur și simplu să le transportăm, da? Să le teleraportăm aici în Moldova, dar să le ajustăm și la situația din Republica Moldova, la necesitățile și la realitatea din Republica Moldova. Și cum ziceam, lucrăm pe mai multe direcții. În primul rând, suport și expertiză în dezvoltarea și inițierea acestor schimbări legislative. La fel, noi avem un program de care a vorbit colega mea, de suport al sectorului privat, al companiilor din Republica Moldova, ca să pună în aplicare aceste inițiative legislative, să ofere mai multe oportunități și flexibilitate angajaților săi, ca ei să combine armonios această viață personală și profesională prin exemple practice. Și un alt domeniu la care lucrăm, cum ziceam, este și, sunt și programele de educație și schimbarea normelor sociale și promovarea egalității de gen. Prin educarea generației tinere, pentru că noi facem schimbările astea legislative, dar asta nu înseamnă că mâine neapărat toți bărbații de Republica Moldova încep să partajeze concediu de îngrijire a copilului împreună cu partenerile și cu soțiile. Trebuie să lucrăm și la schimbări de mentalitate, la schimbări de comportamenturi. Aceste lucruri trebuie pornite din adolescență, lucru cu tinerii în care noi să promovăm această egalitate de gen și astfel încât atât fetele și băieții, bărbații și femeile să aibă oportunități egale de dezvoltare personală, dar și realizarea potențialului în familie, potențialul de a avea numărul dorit de copii. Mersi mult! Mulțumesc frumos! O altă întrebare este de la Cristina Pisacar, Radio Moldova. Întreabă în cât timp s-ar putea implementa în țara noastră toate aceste politici despre care am vorbit. Deci procesele nu se vor încheia anul viitor. Întotdeauna vor fi politici mai bune și mai bune și mai bune. Acum depinde despre ce vorbim.
Dacă vorbim despre cadrul normativ și despre standarde și reglementări, lucrul este în proces și cred că în câteva luni noi o să venim cu acele standarde despre care vorbesc. Dacă vorbim despre servicii de îngrijire și de reglementare acestor mini creșe, atunci cred că procesul poate lua jumătate de an, pentru că noi să facem un cadru normativ solid. Dacă este să vorbim despre tichetele de creșe, cred că anul viitor trebuie să avem deja soluția. Poate chiar de 1 ianuarie anul viitor. Și așa mai departe. Adică în funcție despre ce discutăm. Dacă este să vorbim despre creșe publice, aici probabil că ne-am pornit într-o discuție de câțiva ani. Pentru că este foarte costisitor, sunt implicate mai multe ministere, sunt implicate autoritățile publice locale, trebuie să găsim un mecanism cu ele. Eu vorbesc de soluții, când va fi soluția, dar procesul el este pornit. Noi deja discutăm cu aceste autorități, Ministerul Educației, cu Ministerul Finanțelor, care trebuie să aloce banii respectivi, și așa mai departe. Deci, important este să menținem dialogul și de fiecare dată, noi când venim, vă raportăm câte ceva nou, ce am mai făcut, cum am mai progresat. Da? Și veți vedea, Programul Național Protecția Copilului include multe dintre acțiunile pe care discutăm astăzi. El este deja public, este în consultare publică, va fi votat pe 1 iunie, cel puțin noi așa ne-am angajat la Guvern, Programul Național Protecția Copilului 2014-2026, în care sunt, pe fiecare acțiune, sunt vreo 80 de acțiuni acolo, nu țin doar de creșe, bineînțeles, țin și de copii vulnerabili, și de copii care sunt victime sau martori ai crimelor sau abuzurilor și așa mai departe, dar acolo sunt peste 80 de acțiuni care au și deadline și descrierea responsabilităților, cine și ce face. Eu aș vrea doar așa, prin proiectul de lege care acum este în numărare, în care a fost înregistrat și urmează a fi aprobat, deci planul este el să fie votat până la finalul sesiunii parlamentare. Asta înseamnă până pe data de 31 iulie, în ambele lecturi, promulgat și așa. Din prevederile care sunt acolo, concediul de paternitate, extinderea lui, intră în vigoare imediat. Probabil o să mai fie nevoie de o lună pentru ca Casa Națională de Asigurări Sociale să-și ajusteze niște proceduri interne și să apară această nouă opțiune despre care vă ziceam. Dacă alegi indemnizația timp de un an și două luni, și deci stai acasă, nu stai acasă, poți stai și 3 ani acasă, dar ții indemnizația pe un an și două luni și ei echivalează cu 90% din salariu, deci asta ar trebui din luna septembrie să fie posibil. Schimbările la codul muncii intră în vigoare imediat, deci asta este luna iulie, și partajarea concediului între mamă și tată, dacă se dorește, iarăși e luna septembrie pentru că pe anul, deci și schema nouă de indemnizație și pe această partajare, Casa Națională de Asigurări Sociale trebuie să ajusteze niște procese interne. Și asta o să mai dureze. Dacă îl adoptăm în iulie, probabil luna septembrie o să fie gata absolută. Este în progres ceea ce ziceam noi despre angajatori, da? Că angajatorii se poate să organizeze creșe. Noi legea am schimbat-o, hotărârea de guvern este draftul și speranța e la fel. În două luni să fie aprobată și să funcționeze. Unde o să dureze, probabil, la sfârșitul anului să avem înțelegerea pe etichetele de creșă, care este foarte important, reglementarea bonelor, cu siguranță o să fie până la sfârșit de an, utilității de bone și discuția, într-adevăr, pe fondul public de creșă. S-ar putea să avem o linie de finanțare anul viitor, o să ne luptăm pentru asta, pentru bugetul 2023, dar acolo e un proces durat, pentru că e așa de mare necesitatea, că noi gradual o să finanțăm, dar ca să acoperim toată necesitatea, o să ia ceva timp. Apropo de bone, vreau să clarific un aspect. Standardele ocupaționale pentru meseria bone, ele deja sunt elaborate și aprobate. Și acum sunt în proces de elaborare standarde de calificare care rezultă din standardele ocupaționale, astfel încât de la 1 septembrie să avem curriculum și să avem cursuri pentru bone. Pentru asta servesc, de fapt, standardele ocupaționale, ca să poți certifici că o persoană este calificată să presteze meseria de bonă. Respectiv, eu sper că de la 1 septembrie vom avea colegii care vor forma bone și vor certifica bone. Și vom avea, de asemenea, probabil și prestatori privați de servicii de instruire, care vor oferi cursuri certificate pentru persoane care deja păstrează această meserie și vor doar să-și certifice calificările. Da? Deci, procesul este destul de avansat pe reglementarea activității de bonă.
Mulțumesc frumos. Știind despre confuzii care sunt în societate, vreau să menționez câteva aspecte. În primul rând, în Republica Moldova, concediul este decuplat de plată. Și asta e un aspect foarte important în această reformă care am vorbit noi de până acum. Și, într-al doilea rând, părinții pot ieși oricând la lucru. Asta e indemnizația și lucrarea. Este un alt aspect care creează confuzie în societate atunci când vorbim despre reforma concediului de îngrijire a copilului. Iar atunci când vorbim despre creșele publice, trebuie să înțelegem că discuțiile sunt mai lungi, pentru că noi vorbim despre câteva etape de a implementa acest lucru. Noi vorbim despre extinderea, sau de resurse financiare pentru a extinde, a crea aceste creșe publice. După care vorbim despre resurse financiare pentru a dota și a menține aceste servicii. Și aici este vorba de o investiție permanentă și respectiv este și de a analiza permanent bugetul public național și de a vedea din care resurse sunt create aceste servicii, din care resurse sunt menținute aceste servicii. Conform legislației, astăzi tot ce este legat de creșterea publice este pe seama APL-ului, dar noi ne dăm seama că APL-ul nu are capacitatea și nu are resursele financiare și abilitățile necesare pentru a extinde aceste servicii. Respectiv, de aici vine inițiativa cu Fondul Național de Creștere sau cu un subprogram special pentru a extinde. Pentru că vorbim despre resurse financiare externe pentru a crea ca spațiile astea a construi sau fie le extinde, deși avem aici un punct important de regulament sanitar care creează probleme atât în sectorul privat cât și în sectorul public. Și doi, este să menținem. Pentru că APL-ul astăzi este la fel responsabil, foarte multă lume nu cunoaște că Ministerul Educației este responsabil, este APL-ul responsabil pentru a menține tot ce este legat de educația timpărie, anume dotarea, repararea, achitarea salariilor, de tot aspectele astea este responsabil APL-ul. Ministerul Educației este responsabil de partea educațională și aici a venit cu acel ghid, cu anumite standarde și anumite priorități atunci când vorbim de dezvoltarea copiilor pe ani, de la 0 până la 7 ani, destul de bine reglementat, destul de bun acest document public este. Dacă sunt și alte întrebări? Da, dacă pot să adaug. Da. Da, dacă pot să adaug referitor la decizia de deschiderea creșterilor de către APL, clar că asta un pic avansat, dar totuși, pe lângă expertiza care noi am oferit-o, analiza acestei propuneri de a crea acest fond de creșe, noi, ca Fondul 1 pentru Populație, susținem și dezvoltarea unor profiluri demografice a diferitor raioane din Republica Moldova, care permite o înțelegere a situației curente în ceea ce privește structura demografică, dar și prognoze demografice, adică în ce măsură anumite raioane sau anumite sate există tendința sau va exista tendința de creștere sau descreștere a numărului populației, numărul de copii, structura populației și așa mai departe, care cu siguranță trebuie să stea la baza deciziei de apeleurilor și altor celor din sectorul privat în deschiderea creșterilor, organizarea și așa mai departe. Deci, corelarea aceasta dintre situația demografică din țară cu aceste decizii, cu siguranță, poate contribui și la o eficientizare a cheltuielilor care, și investițiilor care vor fi făcute în acest sens. Așa că continuăm să oferim suport și să lucrăm pe aceste domenii. Mulțumesc frumos și ultimul aspect pe care vreau să-l menționez este despre program flexibil de muncă. Cu altă confuzie este dacă acest reglementări privind la program flexibil de muncă încalcă acel drept negociat dintre ambele părți în contract individual de muncă. Nici de cum aceste inițiative nu trece peste contractul individual de muncă, doar oferă o mănâncă flexibilitate și asta chiar lucrează foarte bine și asta o știu pe propria piele ce înseamnă să ai un program flexibil de muncă. De exemplu, eu la 17 a trebuit să duc pe toate instituții educaționale copiii mei și la 8 sunt în oficiu, dar asta nu înseamnă că la 8 ar trebui să vină și colegele mele care nu au copii. Pe de altă parte, mai mult de 4 și 10 nu am pus să mă mențin la locul de muncă în oficiu, pentru că deja te strâng pe toți lătate de instituții educaționale. Dar asta înseamnă că trebuie și colegii mele să întrerupă activitatea, poate sta mai târziu. Asta înseamnă program flexibil de muncă individual, fiecare persoană
din propria experiență, din propriile nevoi și necesități, poate cu angajatorul negocia aceste aspecte, în așa fel ca să fii prezent și la locul de muncă, să-ți îndeplinești responsabilitățile casnice, responsabilitățile de job, cât și cele de familie. Și cel mai important lucru, că programul flexibil de muncă nu este doar pentru familie cu copii mici, este pentru orice persoană din Republica Moldova care o anumită etapă a vieții are nevoie de aceste reglementări ca să nu-și piardă munca, ca să nu aibă un salariu mai mic, ca să-și continuă activitatea pe piața muncii, dar totodată să-și poate rezolva aceste probleme personale. Fie că vrea să-și facă a doua universitate, fie că are probleme să vrea să crejească de un alt membru de familie, nu doar de pe orice alt aspect care intervine la un moment dat în viața personală. Dacă sunt și alte întrebări din sală? Nici online nu sunt. Atunci, cu permisiunea celor prezenți aici, vreau să închei această sesiune cu de presă. Vă mulțumesc pentru timpul acordat de a răspunde tuturor întrebărilor tuturor reprezentanților și reprezentanților instituțiilor mele, că ați găsit timp să explicați despre prioritățile, viziunea, dar și inițiativele pe care le întreprinde atât Parlamentul cât și Guvernul. Mulțumesc instituțiilor mele că a dat curs acestor inițiative. Vă doresc multă sănătate și pace. Țineți în continuare cont de reguli de siguranță pentru că suntem în repaus de pandemie, toate șansele sunt doar și este important să nu scăpăm pulsul din acest aspect și cel mai important lucru este să promovăm cât mai mult politici prietenoase pentru familie, în așa fel ca fiecare familie în Republica Moldova să aibă maximă flexibilitate de a se simți bine atât la locul de muncă cât și în familie. O zi frumoasă tuturor! Da, domnul Oameni.